Primii studenți se întorc în campusurile universitare, cum altfel dacă nu încărcați cu cei mai buni de acasă? Avem așadar răspunsul la dilema ce conține pachetul. Iată. Văd că mi-au pus o cutiuță de ouă, bineînțeles, că e toate paștele, deși nu sunt vopsite. El este Gabriel. Este student în anul 3 la Universitatea Politehnica din București. De sărbători a fost plecat la familie să petreacă timp cu cei dragi, pe care îi vede rar de când a început studiile în capitală. A revenit la cămin cu tradiționalul pachet, plin cu bucate de acasă. Momentan este cam gol, dar acum va fi plin. De asemenea, m-au dat tradiționala salățică de beof, care este de asemenea preferata mea, aș putea zice. De făcută de mama. Exact. Tradiționalul cozonac, bineînțeles. De asemenea, mi-am oferit fripturica. Deci eu știu. N-am stat exact să văd exact ce mi-au pus. M-am bazat pe încredere. Și altă fripturica. La fel ca mulți colegi, Gabriel primește constant pachete cu mâncare de acasă. Primesc o dată pe lună, cam așa, sau când mai merg eu acasă, pe la 2-3 luni, mai iau sau le mai zic să mai trimite pe autocar. Ce înseamnă pentru tine pachetelul acesta pe care îl primești? Sincer, este o gură de aer, pentru că mâncarea de la mama făcută acasă mereu este bună. Mâncarea gătită nu se compară cu nimic altceva. În general îmi trimite friptură, ciorbiță, bineînțeles, că ciorbița nu poate să lipsească, sărățică și cam atât. În rest, se descurcă să-și gătească și singur lucruri simple. Am învățat să fac mâncărurile basic, să zic așa. Nu gătesc ceva extraordinar, nu am cele mai bune utilități aici la cămin sau bucătărie. Îmi gătesc cât am nevoie și eu. Cursurile se reiau joi la Universitatea Politehnica din București.